Bună dimineața! O conferință de presă dedicată eliminării pensiilor speciale. Mai sunt 25 de zile până când guvernul trebuie să abroge pensiile speciale, să le desfințeze, așa cum spune jalonul și termenul din PNRR. De aceea, USR dedică această lună eliminării pensiilor speciale. Pensiile speciale, vă reamintesc, reprezintă 1% din PIB, din Produsul Intern Brut al României, ceea ce este mai mult decât bugetul alocat, spre exemplu, cercetării, care este 0,16% din PIB. Și dacă nu e știut, o altă cifră, o cifră a nedreptății este 8. De 8 ori este mai mare pensia specială decât pensia contributivă în medie. Așadar, nu toți cetățenii sunt egali, unii sunt speciali, mai ales în ochii acestui guvern Nicu și Marcel, care, deși Constituția garantează tuturor că sunt egali, fără privilegii și fără discriminări, se opune eliminării pensiilor speciale. Premierul Ciucă, ministrul muncii Budăi, dar și cel al proiectelor europene, Marcel Boloș, au fost de nenumărate ori la Bruxelles, pentru a încerca să scoată din PNRR eliminarea pensiilor speciale. Când ei spun că merg la Bruxelles să renegocieze PNRR, de fapt asta vor să zică, că merg acolo să ceară Uniunea Europene să accepte să nu mai elimine pensiile speciale. N-au reușit. Uniunea Europeană ne cere să eliminăm pensiile speciale. Și vă reamintesc că mai sunt 26 de zile pentru ca guvernul să abroge acele pensii speciale noi pentru primari. E vorba de zeci de mii de pensii, e vorba de un impact de un miliard de lei în bugetul de stat, sunt acele pensii introduse de Viorica Dăncilă și amânate în fiecare an. De ce coaliția Nicu și Marcel nu abrogă definitiv aceste, această nouă sfidare prin care primarii ar primi pensii speciale peste pensia contributivă pe care o primesc oricum? Noi cerem Parlamentului să voteze de urgență legile depuse de USR pentru eliminarea pensiilor primarilor, dar și pe cele ale parlamentarilor. Ambele legi depuse de USR sunt în procedură parlamentară și astăzi colegul meu, Cristian Zaidler, vă va da mai multe detalii despre această procedură. Însă vreau să vă anunț astăzi un pas important pe care îl face USR, un pas mai departe pentru a corecta o nedreptate istorică dureroasă. Este absolut revoltător că securiștii care au exercitat teroare în numele unui regim totalitar să primească astăzi pensii speciale din partea statului român. Sunt oameni care au adus teroarea, frica, care au frânt destine și care astăzi primesc în mod sfidător pensii speciale din partea statului român democratic. Ei continuă să fie și după 1989, specialii acestui stat. Și așadar, vă anunț că USR va depune luna aceasta o lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale lucrătorilor securității care au făcut poliție politică, încălcând astfel drepturile omului. E vorba de 1300 de foști ofițeri de securitate și de miliție mulți dintre ei încă în viață, care au primit din partea instanțelor hotărâre judecătorească definitivă că au fost lucrători ai securității și au desfășurat activități prin care au suprimat sau au îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului în scopul susținerii puterii comuniste. Aceasta este sintagma din lege, aceasta apare în hotărârile instanțelor. Acești criminali continuă să fie privilegiații României Democratice. În ce țară normală din lumea liberă, cei care au ucis în numele unei ideologii totalitare continuă să primească privilegii. Fac un apel la Parlament, la majoritatea PSD-PNL, să nu mai protejeze torționarii securității și să voteze legea pe care o va depune USR. Iar acum o să-i dau cuvântul colegului meu Cristian Zeidler să vă dea detalii despre aceste. Uh, Proiecte care sunt în procedură legislativă în Parlament în prezent depuse de USR pentru eliminarea pensiilor speciale, cât și încercările anterioare, toate blocate de această majoritate. Iar mai apoi, Cristian Ghinea, ceful Departamentului de Politici Publice al USR, vă va da detalii despre campania pe care o desfășurăm această întreagă lună, o lună dedicată eliminării pensiilor speciale. Cristian? Mulțumesc. În primul rând trebuie spus că jalonul 215 din PNRR prevede reforma pensiilor speciale, mai exact intrarea în vigoare a legislației până la sfârșitul acestui an. E important de spus asta pentru că domnul Budăi tot vorbește în spațiul public despre trimiterea legii către Parlament până la finalul acestui an. Dar nu acesta este jalonul din PNRR. Trimiterea în Parlament a unei legi dinspre guvern înseamnă un foarte mic și insuficient pas. Spunem acest lucru pentru că vedem experiența anterioară. Proiectul de abrogare a legilor, a pensiilor speciale ale parlamentarilor stă în Parlament, nici măcar nu e trimis la Comisia de Raport din luna mai a acestui an. Iată o lege depusă și care stă în Parlament. Același lucru se poate întâmpla cu orice lege pe care o trimite guvernul în Parlament referitor la pensiile speciale. Pensiile speciale ale locali stau, bine mersi, în lege, în continuare, chiar dacă sunt suspendate, deși PNRR prevede foarte clar că nu vor intra în plată noi categorii de pensii speciale, deci ar trebui categoric și definitiv eliminate din legislație, dar exact de un an de zile. Din 6 decembrie 2021, proiectul de lege al USR de eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali, zace degeaba la Senatul României, asta după ce a fost adoptat în procedură cum altfel decât tacită de Camera Deputaților, neavând curajul coaliția actuală să se pronunțe într-un fel sau altul asupra acestui proiect de lege. Iată deci că proiecte de legi de eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor și ale aleșilor locali stau în Parlament de mai bine de un an de zile, iar dacă guvernul își propune ca până la finalul acestui an doar să trimită o lege în Parlament, e clar intenția lor. Nu doresc, de fapt, să se atingă de pensiile speciale. Cu toate acestea, cu toate că guvernul actual, coaliția actuală, de fapt, dorește să inducă opiniei publice românești, Ideea că nu te poți atinge de pensiile speciale, că specialii sunt speciali și așa vor rămâne pentru totdeauna, mesajul clar al USR a fost și rămâne același. Se poate să scăpăm de pensiile speciale. Se poate din punct de vedere politic, dacă se dorește, se poate din punct de vedere juridic și constituțional. Există posibilitatea de a scăpa de pensii speciale. Ca actuala coaliție, ne este clar, nu dorește acest lucru. E o altă chestiune pentru care va trebui să dea explicații publice, atât în țară, cât și atunci când îi se va cere să raporteze îndeplinirea jalonului 215 din PNRR. Mulțumesc! Colegul meu, Cristian Ghinea, va vorbi despre campania pe care o lansăm azi. Mulțumesc, Cristi! Bună ziua, bine ați venit! Lansăm astăzi campania Stop Pensii Speciale. Declarăm luna decembrie ca fiind luna dedicată reformării pensiilor speciale. Și dacă nu vor rezolva această problemă așa cum cere PNR până la 31 decembrie, vom continua și noi campania până când România va scăpa de această uriașă nedreptate și nesimțire care înseamnă pensiile speciale. În primul rând este un exercițiu de transparență, pentru că oamenii nu știu situația acestor pensii speciale. Aducem la lumină date și cifre, ne luptăm cu acele instituții care încă țin ascunse pensiile speciale ale foștilor lucrători ai lor, de pildă de, de de SRI. Deci vom avea o campanie pe acest site și în presă și în comunicare cu publicul permanent de a aduce la lumină cifre, de a aduce la, la lumină cazuri și de a aduce la lumină comparații între pensii speciale și pensii ale, ale românilor obișnuiți. Este acest site, stoppensiespeciale.ro, care are variantă în română și în maghiară, pentru că și maghiarii din România. Sufră de aceleași nedreptăți, Constituția României spune că suntem toți egali în fața legii, mai puțin când vine vorba de pensii. Și aici îndreptăm românii la un exercițiu foarte simplu de făcut. E acest counter unde fiecare român își poate pune salariul net pe care îl câștigă și poate să înțeleagă diferența între pensie specială și pensie normală. Haideți să punem, de pildă, o cifră care este salariu mediu net. Din România astăzi, repet, oricine poate să tracă aici o cifră care înseamnă câștigul stăm lunar net și dăm calculează. Deci, la, o, la un salariu de 4.000 de lei, am avea 4.900 pensie specială pe formula aplicată la magistrați și 2.500 pensie contributivă. Dacă am asta, este diferența foarte ușor de văzut pentru români. Doar, ghinion, cum spunem acolo, din Ion, tu nu ești special pentru PSD și PNL, nu faci decât să rămâi cu pensia ta contributivă. Ăsta este îndemnul nostru pentru români, intrați pe acest site, calculați-vă cât ați avea pensie specială și cât aveți dreptul pe contribuție. Da? Și apoi dați un mesaj către cei care pot decide reforma pensiilor speciale. Asta este, este adresa de e-mail ale președintelui Iohannis. Io ce a pus la dispoziția de președinție pentru dialogul cetățenii, a premierului Ciucă și a șefului Camerei Deputaților și a PSD, Marcel Ciolacu. Este un mesaj pe pe care, dacă vreți să-l trimiteți ca atare, dacă nu, urați de bine în modul în care doriți fiecare dintre dumneavoastră. Bun. Ăsta este primul, primul, pas pe care îl cerem românilor să fie alături de noi în această campanie. Vedeți aici pe site ce a făcut USR pentru pensiile speciale ne-am dat demisia din Parlament pentru a nu beneficia de pensiile pentru, uh, speciale pentru parlamentari, am depus fel, fel de fel de legi și amendamente, l a menționat colegul meu, Seidler, și am pus în PNRR această reformă care era absolut necesară pentru echilibrarea sistemului de pensii din, din România monitor PNRR și vreau să fie foarte clar, aici este tot site-ul nostru al USR, care monitorizează PNRR, vreau să fie foarte clar să întăresc ce a spus colegul meu Cristian Seidler. 31 decembrie înseamnă intrarea în vigoare a legislației. Deci nu ce spune Budăi, că lucrăm, că ne gândim, că trimitem la Parlament. O țară serioasă face o reformă atunci când intră niște legi în vigoare. Deci au pierdut tot anul ăsta vorbind despre cum vor schimba ei PNRR. În loc să aibă o discuție, o dezbatere democratică, consensuală, inclusiv cu categoriile respective, pentru a ajunge la o dreptate în acest domeniu. Și sunt patru principii simple pe care noua legislație ar trebui să le întrunească. Alinierea la principiul contributivității. Deci câștigi pensie pe cât ai avut, pe cât ai avut veniturile salariere de-a lungul mai multor, mai multor ani. Nu se vor crea noi categorii de pensii speciale, spune PNRR. Da, exact ce se va întâmpla prin intrarea în vigoare de facto a pensiilor pentru primari și președinți de Consiliu și de Pensiile speciale se calculează în prezent pe baza contributivității, a vechimii în profesia și a reajustării procentului legat de veniturile obținute. În prezent, adică când vom fi legislația în vigoare. Și foarte important, protecția deciziilor curții constituționale nu se aplică decât la magistrați și doar în proporția pe care deciziile curții o garantează. Spun asta pentru că sunt fel de fel de mitologii și fel de fel de gargare legate că nu se pot desfința pensiile speciale. Se pot desfința de mâine dacă există voință politică. Bun. Este acest counter de zile cât a mai rămas până la, uh, până la expirarea acestui termen și Repet, la 31 decembrie, dacă nu se va întâmpla, în practică vom continua și noi, noi campania. Aici este o explicație statistică ușor de înțeles despre ce înseamnă aceste pensii speciale. Vedeți aici practic pensia medie la funcționarul public parlamentar. Asta este cât anume din taxele și impozitele românilor se plătește în fiecare lună 2.500 de lei pensie specială pentru funcționarii parlamentari, da? La fel personalul navigant, magistrații. Aici este cea mai mare diferență. Da? Deci magistrații au în medie 21.000 de lei pensie, medie, nu maxim. Da? Și dacă ar fi să se, să se, calculeze pe contribuție, ar avea 4.200, ceea ce oricum este o pensie de trei ori mai mare decât pensia media românilor. Da? E, dar ei au încă, încă, mult mai mult din pensia, pensia uh, specială. Îi chemăm pe român să se acestei campanii aici, la, să, să stea informați și în ultimul rând, galeria specialilor. Galeria specialilor va fi completată în fiecare săptămână cu cazuri de oameni care au pensii speciale. Am făcut cereri de informații publice de pildă la Ministerul de Interne pentru domnul general Alexandru Ionaș. Domnul Ionaș a fost militan la Brașov în 87 și a bătut personal manifestanți. Sunt manifestanți cei care au fost invitați de către Ciolacu în Parlament la comemorarea manifestanților de la Brașov. Acei oameni au spus că au fost bătuți personal de Ionași. Ionaș ăsta a fost după Revoluție avansat la gradul de general, a fost șeful poliției județului Brașov după Revoluție și acum rector la o universitate privată de drept la Brașov și acum are pensie specială. Am întrebat în mod oficial Ministerul de Interne să ne dea detalii despre această pensie, deocamdată nu ne-au ne răspuns. Cazul celebre, Valer Dornanu, are 41.000 de lei pensie specială pe lună ciucă însuși, 17.000 de lei pensie specială pe lună, da? Nicolae Pleșiță, fostul șef al securității, care a bătut tot personal, vorbim de oameni care au bătut personal alți oameni. Pleșiță l-a bătut pe Paul Goma. În memoria lui Paul Goma spune cum Pleșiță l-a dat cu capul de masă pe dizidentul Paul Goma. Pleșița a murit cu pensie specială în sanatoriu SRI. Da? Acum câțiva ani. Și, pentru că avem și torțiunari mai recenți, Cătălin Sindile, cel care a coordonat represiunea din 10 august a jandarmeriei, are și el pensie specială de 4.000 de lei pe lună. Da? Despre asta vorbim, despre faptul că structurile de forță ale statului sunt protejate permanent prin legislație și oamenii ăștia au privilegii. Și în încheiere, vă mai dau două, două cazuri halucinante, Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș. Ăștia sunt do doi securiști care au coordonat maltratarea dezidentului Gheorghe Ursu. A murit, bătut, în pușcărie, până la Ceaușescu. Ăștia doi au o pensie specială și au luna asta termen la curtea de apel final pentru a primi acel certificat din justiție că au încălcat drepturile omului. Ce se va întâmpla cu acel certificat luna asta, decembrie? Da? Se va întâmpla că vor primi o patalama din partea statului român că sunt torționari, dar vor rămâne cu pensie specială. Da? Hodiș și Pârvulescu. Ei bine, pentru ca măcar în cazurile astea să facă dreptate, depunem acest proiect de lege al USR prin care eliminăm pensiile speciale pentru cei care, atenție, pe bază individuală au decizii judecătorești că au încălcat drepturile omului. Știți că sunt ăștia? Sunt 1300. Sunt 1300 de securiști și foști milițeni care au decizie individuală dată de justiție că au încălcat drepturile omului. Toți au pensie specială, au dreptul la pensie specială pe legislația actuală. Asta zi se va retrage. Și mai avem încă un articol care dă dreptul CNSAS, să verifice din oficiu pe toți foștii lucrători ai securității, pentru că nu are acest drept. CNSAS-ul verifică doar atunci când este sesizat de o persoană individuală care și-a văzut dosarul de, la, de acolo, de la instituție. Deci reparăm o nedreptate istorică. Mulțumesc frumos dacă sunt întrebări. Păi, în primul rând, este un jalon, care vi l-am arătat, scrie foarte clar, este îl era textul oficial din PNR, nu l-am inventat. Noi l-am pus pur și simplu un instrument de monitorizare. Deci, intrarea în vigoare a legislației. Intrarea în vigoare înseamnă intrarea în vigoare. Acum, legislația înseamnă mai multe legi, pentru că există legi speciale pentru funcționarii parlamentari, legi speciale pentru parlamentari, legi speciale pentru primari, legi speciale pentru... Sunt mai multe categorii, magistrați și așa mai departe. Fiecare lege trebuie de desfintată până altă lege. Deci era o muncă tehnică de făcut, dacă exista voință politică. Eu nu cred că mai au timp să o facă. Deci dacă domnul Budă iar acum să trezește cu ideea de a face chestia asta, e greu de făcut, mai sunt 25 de zile. Dar se vor bloca banii din PNRR atunci când vor face următoarea cerere de plată. Nu imediat în decembrie, dar în primul rând nu vor face o nouă cerere de plată dacă nu vor avea această legislație trecută, intrată în vigoare. Cristi, vrei tu să zici la asta? Te rog. E o chestiune care ține de o nedreptate, dacă vreți, ridicată la cele mai înalte cun. Pentru că în anumite cazuri e vorba despre venituri care s-au luat în calcul în ultimele luni de activitate. Pensiile militarilor se calculează, după cum știți, raportat la șase luni din ultimii cinci ani, șase luni, în care anumiți ai sorții încă dinainte să se pensioneze și au umflat în mod artificial veniturile cu tot felul de sporuri, prime și bonusuri, unele pe care și le-au acordat ei între, între ei, și astfel le-a crescut mai mult și, mai, dincolo de faptul că e un calcul special, s-a ajuns la ceea ce se numește în spațiul public pensii nesimțite. Soluția este trecerea pe contributivitate a tuturor acestora și eliminarea din orice bază de calcul a acestor umflături de ultim moment. Vorbim Vorbim, voi, vorbim despre militar ca definiție juridică. Asta înseamnă în realitate, de fapt, nu doar soldații armatei române, ci înseamnă și polițiști jandarmi angajați din serviciile secrete din structuri militare. Deci când spunem militari, pare că vorbim doar despre armata română. În realitate, sunt mult mai mulți cei din Ministerul Afacelor interne beneficiari a acestei legi. Primul asta este o campanie politico cetățenească. Depunem acest proiect de lege pe care tocmai l-am -am amintit despre foștii securiști torționari. Cerem, vom cere în birourile permanente, permanente aducerea pe ordinea de zi a proiectelor pentru tăierea pensiilor pentru primari și pentru parlamentari. Legea pentru tăierea pensiilor speciale de parlamentarilor, deși a fost votată de Parlament, într-un gest ipocrit, a fost respinsă de CCR. Noul proiect de desfințare este blocat la birou permanent fără niciun fel de explicație. Pe procedură. Pe procedură a fost la, la Curtea Constituțională. Uh, suntem în cadrul unei campanii în care vom aduce permanent în atenția opiniei publice aceste nedreptăți. Vom recurge la măsurile parlamentare și de protest, dacă este cazul, pentru că această situație, această presiune politică să funcționeze. Ați văzut că au făcut pași înapoi pe taxa pe soare zilele trecute după sezizarea noastră. Vrem să, fim aceia, să, să, să aplicăm aceeași presiune politică pentru a, ca această chestiune să fie rezolvată. Nu, pentru că este e, e o variantă imorală, ea este făcută pur și simplu dintr-un calcul politic, care și acela se va dovedi greșit. Noi suntem pregătiți pentru 2024 în oricare variantă. Poți să încerce să le comaseze, să le pună în cap, să dea buletinele în ordine greșită, orice, noi suntem pregătiți, pentru că România este nemulțumită de PSD și de PNL. De asta sunt disperați, de asta se uh, ceartă în fiecare zi și încearcă să-și paseze vina E normal ca o, un ciclu electoral să fie dedicat unui tip de alegeri. Nu putem să vorbim în același timp despre stradă, apă, canal și despre problemele care țin de, nu știu, de președintele României sau de guvern. Deja sunt patru buletine de vot în alegerile locale pentru președinte Consiliul Județean, primar și cele două consilii, local și județean, să mai suplimentez cum încă niște buletine de vot încercând să amețești oamenii, să nu cumva se bazează pe... E o jignire. Ca multe lucruri pe care le face această guvernare, cred că o să-i amețească pe oameni dându-le șase buletine și că cumva mai scapă niște voturi pentru care, pe care altfel nu le-ar lua. Uh, e în sine un act de lașitate și de ticăloșie politică. Pentru că dacă ai asumarea acțiunii tale politice, te prezinți corect în fața oamenilor să voteze parlamentari. Dacă le plac parlamentarii PSD și PNL, bineînțeles este o țară liberă și oamenii pot vota. Să încerci să amețește asta cumva fiind multe buletine de vot acolo e, e o măgărie ne putem aștepta la orice, dar așa cum am spus pentru USR noi suntem pregătiți pentru orice scenariu și optimiști pentru că suntem optimiști bazat pe această muncă pe care o facem, pe sinceritatea acțiunii noastre politice pe, pe că suntem un partid care are un crez, nu suntem un partid care al cărui singură menire de a exista ca la PSD și PNL este de a promova specialii PSD și PNL există ca să, ca să fie mulțumit domnul Dorneanu, domnul doctor general uh, Ciucă uh, și toți acești oameni pe care dețin această galerie. Aceștia sunt oameni care dau bifă și spun că regimul PSD, PNL și, nu știu, l-aveți și pe Iohannis, ar trebui să fie mai sus, parcă aveți o poză mai sus sau era apărea acolo. Patronul acestui sistem. Ăsta e sistemul pe care, care ne luptăm, ăsta e sistemul pe care îl vom bate în 2024 în orice formă de alegeri se organizează.